Ce-mi place mie cel mai mult legat de tehnologie? RGB-urile, fraților, adică RGB, cum zic băieții noștri, LED-urile, luminile, chestiile care fac orice device, să zic așa, să arate mai frumos, să arate mai immersive, după cum zic colegii noștri de pe YouTube englezi. Așa că, astăzi vom vorbi despre ceva nebunesc, frate, pot să-i spun așa. Vom vorbi despre un scaun de gaming RGB. Deci voi vă dați seama, stai la calculator, te joci frumos un joc, ai tastatură, ai mouse RGB, ai monitoare, ai calculatoare pe pereți, ai scaune RGB, ești la un cu totul alt nivel, bă, băiatule. Pentru că în 2018 nu are rost să mai vorbim despre scaune normale, are relevanță și rost să vorbim doar despre scaune RGB, nu? Bine, nu-i chiar așa, dar oricum, după cum ziceam, nebunie. Băieții ăștia duc RGB-ul și chestia asta la un nivel cu totul ridicol. Mi-am amintesc că acum câțiva ani erau doar câteva chestii RGB. Acum, frate, au ajuns să facă scaune RGB. Deci, sunt curios, nici nu știu cum merge cu baterii, are baterii, se încarcă de la cur, frate, ce se întâmplă? Este de la Gamdias, se numește Achilles și este versiunea M1L. Este și S, care este un pic mai micuț, și ăsta este L-ul, care este un pic mai mare. Așa că haideți să vedem ce fel de scaun cei de la Gamdias numesc RGB. Trebuie să fie interesant. Face parte din setup-ul meu nou, care în curând va fi gata. Deci, mai am doar vreo 3 componente, irrelevant care, și așa că din când în când o să mai fac câte un review la câte o parte, câte o componentă din setup, fără să divulg, cum s-ar spune, totul. Așa că astăzi, după cum ziceam, vorbim despre scaun, este alb cu negru, este RGB. Hai să vedem. Fade. Poate-mi dau pe... mi-a dat cu De ce una din cele mai nasoale dureri din lume, frate, este când îți dai peste degetele la picioare cu ceva și să-i dăm drumul că sunt atât de entuziasmat. Sunt curios să văd cum funcționează pe baterii, nici nu... Mă gândesc că pe baterii, că altfel n-are cum. Miros de nou, cât îmi place. Aici avem o parte, piciorul, rotițele, o cutie care cred că este... Stați așa. Avem aici perinuța și o sculă, se numește imbus, să nu fie nimic amuzant, cu care se strânge și se montează scaunul. Încă o perinuță de la spate, cablu USB. RGB. Să nu spui că se leagă la USB la calculator, frate, că este prea de tot atunci. Fundul, dar nici mai loc, nici mai știu pe unde să le pun, frate. Și asta a fost în pachet, scăpăm de cutie și ne apucăm la montat. Deci am montat și cotierele și suportul ăsta pentru telescop în spate. Acum tot ce mai avem de făcut este să montăm picioarele pe telescop și pe urmă putem să montăm spătarul. Și acum în ultima parte, care aparent are un cablu USB aici. Scaunul este montat, acum doar să vedem cum, să nu-mi spui că va trebui să conectăm, frate, scaunul prin cablu. Asta ar fi cel mai penal lucru. Vedem imediat, poate se încarcă prin ăsta și stă aprins pe urmă, nu știu, hai să vedem imediat. Dar prima dată să ne punem în el să vedem cum e. Pot să spun că este confortabil, n-am ce să comentez, să mă învârt așa, însă problema pentru mine este prea sus. Deci abia ajung jos cu picioarele, încă nu am pus perinile în spate, o să le punem imediat aici sus și aici în spatele meu. Însă, după cum ziceam, abia ajung cu picioarele jos și este lăsat la maxim. Dacă mă ridic în sus, se ridică mai sus, însă mai jos de atât nu merge. În afară de chestia aia, este totul normal ca și la orice alt scaun. De aici de jos, de la rotița asta, se reglează cât de încet sau de tare să meargă, să se lase pe spate în momentul când te lași tu. Ai maneta asta prin care blochezi chestia asta și rămâne fix. Și în partea din dreapta ai maneta de unde ridici și lași jos scaunul. Pe urmă avem, bineînțeles, cotierele care se duc în față și în spate.
în stânga sau în dreapta, așa se întorc puțin și de aici de la clapeta asta se ridică și se lasă jos. După cum se vede, sunt făcute dintr-o textură frumoasă, așa arată puțin cam ca și carbonul, nu este carbon, dar arată puțin și se simt foarte ok în momentul când pui mâinile pe ele, nu am ce să comentez. Deci asta este ok. Singura chestie care aș putea să zic că nu este după placul meu este că nu merge scaunul, nu se poate lăsa mai jos și pentru ăștia mai mici ai să dai din picioare ca și Kevin Hart pe canapeaua lui Shaquille O'Neal. Însă, acum, chestia pe care toți vreți să o vedeți este RGB-ul, nu? Deci, conectăm prima dată prin USB și vedem că este așa. Deci este foarte, foarte tare, jur. M-aș fi așteptat să fie mai mult. Probabil mi-ar fi plăcut să mai fie prin mai multe locuri, ca să zic așa, pentru că, na, în momentul în care spui un scaun de gaming RGB, te aștepți să fie un pic mai mult, dar și ăsta este un design foarte, foarte tare. Practic, tu în momentul când stai pe el, nu o să îl vezi, așa că văd un pic logica prin care i-au pus chestia asta cu RGB în spate, pentru că, na, să se vadă din spate cum ar veni. Haideți să vedem din software, că are și un mic software, să vedem dacă putem face ceva cu animația asta, pentru că, na, trebuie să fie mai multe moduri. Așa, și după cum vedem aici, avem brightness care este la 70%, dar putem să-l dăm la 100%, se vede după cum vedeți mai tare. Și avem speed, 3, 1 sau 2, clar, adică viteza cu care se mișcă animația. Și dacă dăm pe wave aici, vedem că avem breathing, avem neonul care trece de la o culoare la alta, avem blink, care, vă dați seama, schimbă culorile și face păc. 7 color wave, după cum vedem aici sunt 7 culori care merg în wave. Avem random light, care cred că schimbă culoarea după cum vrea el. Avem rotate, avem static, care face ceea ce spune, este static. Și avem run 7 wave, care, după cum vedeți, este un fel de Pac-Man, să zic așa. Asta este software-ul, după cum vedeți este simplu, însă ideea este că poți customiza puțin RGB-ul așa cum îl avem, chiar dacă eu m-aș fi așteptat să fie un pic mai complex, un pic mai ca lumea, pentru că se diferențează foarte tare LED-urile între ele, deci nu este ca și când ar fi o lumină continuă, mi-aș fi dorit să fie așa, însă este loc pentru improvement. Acum am lăsat pe breathing, vreau să văd dacă îl deconectez la USB de la calculator, pentru că nu o să stai cu scaunul cu cablu, frate. După cum vedem, are un pic de loc aici, să zic așa, pentru a ascunde bateria să nu se vadă, dacă ai una mai micuță este și mai ok. Și din păcate s-a resetat programul, deci va trebui făcut din nou și pe urmă băgată bateria. Este un pic cam nasoală treaba asta, însă na, este loc de improvement după cum am zis. Deci după cum spuneam, nu este un scaun rău, este chiar foarte ok, însă după cum vedeți, eu aș prefera ca băieții de la Gamdia să mai modifice puțin niște chestii la el. Ar fi mult mai ok să ai opțiunea să poți lăsa scaunul mai jos. Dacă încerc să intru sub birou, sper să vedeți, nici măcar mi-a prins degetul sub chestia asta. Nici măcar nu-mi intră scaunul sub birou, nu mai am loc de nimic. Și totuși are un preț destul de măricel, este undeva pe la 900 de lei, dacă nu mă înșel. Oricum aveți linkul în descriere în caz că vreți să-l luați sau în caz că vreți să vă uitați la el. Ca și design este impecabil, are perinuța pentru coloană, are perinuța în spate pentru cap. Este materialul ăsta ca și pielea, vinilul ăsta sau ce este, arată și se simte foarte ok, este un scaun foarte confortabil. Însă, după cum spuneam și repet a 18-a oară, nu-mi place pentru că nu pot să-l las mai jos. Deci părerea finală este un scaun confortabil, însă după părerea mea ar mai fi un pic de lucru la el, la ajustarea înălțimii și puțin la RGB, pentru că în momentul în care faci advertising la un scaun RGB, ar trebui să fie un pic mai, după părerea mea, mai RGB. În momentul în care este deconectat de la calculator, își pierde programarea făcută în software, iar pe urmă când îl conectezi la bateria externă, ca să-ți meargă, na, fără cablu, că nu poți să stai cu cablu legat la scaun, deci asta. Așa că Gamdia recomand o baterie micuță acolo ca și curent pentru memorie, ca în momentul în care deconectezi bateria externă, sursa de alimentare externă, să-ți rămână setările făcute. Deci astea două ar fi singurele chestii care aș avea să le obiectez la scaun, însă este un concept foarte interesant, scaun de gaming cu RGB. Bun, astea au fost părerile mele, sper că v-a plăcut review-ul. După cum am spus, este un scaun confortabil, este un scaun ok, dar mai are câteva ajustări de care mai are nevoie ca să fie scaunul perfect. Companiile au nevoie de feedback de la noi, cei care folosim produsele lor, ca în momentul ăla să își remedieze problemele, să își remedieze chestiile care îi țin pe loc, să zic așa. Și prin feedback-ul nostru, tot noi vom primi produse mult mai bune din partea companiilor de la care le cumpărăm. Așa că, ăsta a fost review-ul, sper că v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, puteți să dați un, eu știu ce vreți voi acolo. Nu uitați de Instagram, nu uitați de Discord, nu uitați de Facebook. Scaune RGB nebunii, sperăm că mai facem review la altul. Sper să fie mai bun, poate să fie de altă companie, poate să fie tot de la Gamdias.
nu contează chestia asta, ideea este că vreau improvements, vreau RGB mai fine, vreau confort mai mult la banii pe care îi dai în momentul în care vrei chestiile astea. Pa, 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 și ne vedem în următorul clip. Pa, pa!